De ce deschideți la miezul nopții? Am decis să deschid, să fiu primul care deschide această frizerie și să fie cât mai mare fluxul de programări, lumea să se poată programa cât mai din timp și cât mai repede, că sunt foarte mulți nerăbdători, mi-au scris pe Instagram, pe Facebook, mi-au sunat la telefon, toată lumea, când deschizi frizeria, când deschizi frizeria. Am zis, hai să o deschid cât se poate de rapid, e și legal, bineînțeles, am fost la primărie, mi-au luat acord de funcționare, tot, să pot începe la 12 noaptea. Mi-au luat toate măsurile de siguranță și substanțele care trebuie pentru dezinfectant, să fie lumea cât mai mulțumită și cât mai mulți oameni tunși, cât mai rapid, într-un timp cât mai scurt, o să lucrez peste program, o să lucrez noaptea, o să lucrez ziua, ca să fie clienții mulțumiți. De când au început să sune clienții pentru programare? Păi au început să sune de-a doua zi de când s-a închis. Chestia că, pe urmă, a fost un repaus și, având în vedere știrile de la televizor, că se deschide în 15, au sunat de vreo săptămână, au sunat non-stop, au scris pe Instagram, pe Facebook, pe pagina de la frizerie. Au fost foarte, foarte insistenți și am zis că să deschid cât mai urgent și să putem să facem cât mai multe tunsuri. Și câți clienți aveți programați pentru prima noapte? Am programat de la ora 001 până dimineața la 7. Programările s-au luat toate din a doua zi. Am pus programările ocupate toate. Încă mi-au mai scris peste dacă mai pot să iau. Am zis că mai sunt zile și o să-și poată alege de acolo. Hai să vedem și temperatura. Să vedem dacă totul e în regulă. Ok. Asta ne obligă să facem. Să se mi-o sun 36. Bun. De cât timp nu te-ai mai tuns și cum a fost perioada asta? De aproximativ 2 luni și foarte nașa. De ce am? Pentru că n-am avut unde să mă tun. Ai încercat-o acasă sau? Am încercat la un prieten, dar nu a fost ca la frizerie. Cred că ești primul care a venit la frizer după ce s-a ridicat starea de urgență. Cum? De cât timp ți-ai făcut programare? E o săptămână, adică când am început să pună programările, am fost primul. De cât timp nu te-ai mai tuns? E aproximativ 4 săptămâni. 4 săptămâni. Și cum a fost perioada asta? Destul de grea, având în vedere că a furat părul nostru, necesită o întreținere constantă, este destul de dificil. Ai încercat să te tunzi de acasă sau să găsești pe cineva care tunde de acasă? M-am tuns acasă. Și acum ai venit în miezul nopții să te tunzi. Da. A fost dificil să găsesc o programare cât mai rapidă, pentru că a fost necesar. Am simțit că este necesar. Ce au zis clienții când le-ai zis orele la care sunt programate? Mulți au crezut că e după masa, la 2, la 3. De fapt, nu era ora 14, nici ora 15. Era ora 2 noaptea sau 3 noaptea. I-am sunat acum seara și le-am spus la fiecare: hei, aveți programare, e la 1, e la 2, e la 3. Ok? Da, ok, am înțeles. Câți clienți ai noaptea asta? În jur de 10, cred. Până pe la 6-7. Am niște reguli mai stricte. Probabil o să transpir mai mult, cu mănuși, cu mască, am și ochelarii. Sunt ok, îmi țin loc de vizieră. Trebuie mult mai multe substanțe de dezinfectat, mănuși, măști. Încă se găsesc destul de scumpe. Și am înțeles de la autorități că frizeria are obligația să ofere mănuși și măști la fiecare client care vine și nu are. Acum
să sperăm că vin cu mănuși, cu măști, ca să putem ține pasul, să nu urcăm nici prețurile, că prețul vreau să rămână același. A fost și frica mare să nu contactăm virusul, dacă vine unul din Italia, era vorba că vin din Italia, vin din Spania cu virus, din Lombardia, de peste tot, și a trebuit să închidem. Plus că de amendă, amendă mare, dacă vine cineva și te prinde că tu și ordonanțele militare sunt vigoare, riscam amendă, am înțeles. Am investit foarte mult în frizerie, se simte, se simte. Investițiile au fost, veniturile trebuie să fie constante ca frizeria să poată menține. Produse din cele mai bune am cumpărat, nu fac compromisuri la aparatură, la produse, la tot confortul clientului. Și atunci costurile sunt mari, prețurile am încercat pentru Gherla să le fac cât mai ok, printre cele mai ok. Și trebuie să fie un flux continuu ca să putem menține afacerea. Gherla Info, tot ce mișcă în oraș.